au fost vândute 15 tone de muguri de pin. În această perioadă, direcția silvică Gorj și demarează acțiuni de recoltare a mugurilor de pin. Și vreau să vă spun că până la această oră s-a recoltat o cantitate de aproximativ 13 tone care deja a fost livrată la beneficiarii noștri cu care avem încheiat contract. Și urmează în perioada următoare să începem să recoltăm și florile de soc, cu care sortiment la care deja avem încheiat contract. Urmează să se colecteze în această perioadă flori de soc, flori de tei, coada șoricelului și multe alte sortimente de plante medicinale atent recoltate. Rostopască, mesteacăn, pătlagină, mușețel, părul porcului. Cârstoc spune că oamenii din județ știu când să meargă să recolteze aceste plante medicinale care de altfel sunt folosite și în propria gospodărie. Unde se livrează? Domnul, ați avut solicitări pentru așa ceva? Am avut solicitări de la societăți, firme din țară care producătoare de medicamente și ceaiuri din plante medicinale. Mulțumiți de cantitatea livrată! Foarte mulțumiți de cantitatea livrată, ne-am atins targetul propus și sperăm că și la florile soc să avem aceeași reușită. Plantele medicinale sunt un remediu natural împotriva diverselor boli. În România există 108 specii de plante medicinale folosite în industria farmaceutică sau cea a produselor naturiste. O mare parte din aceste plante se regăsesc și în județul Gorj.